Dan Laurențiu, directorul Direcției de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu, susține că această schimbare nu afectează CNP-urile deja emise. Tot începând din luna mai, mai precis din data de 8 mai, pentru toate persoanele care se nasc sau născut începând de la această dată sau pentru persoanele care dobândesc cetățenia română, în codul numeric personal nu va mai exista acel cod al județului, va exista doar un cod 70, generic pentru toți cetățenii României care s-au născut de la această dată sau cei care au dobândit cetățenia română. Este o chestie de noutate, s-a așteptat de mult timp introducerea informatizării stării civile, dar încet, încet, cu pași mărunți, și atâta că am devenit operațional și încet, încet sperăm noi că, într-un termen relativ scurt, aplicația să devină viabilă pentru toate categoriile de lucrări pe stare civilă. Buletinele electronice, fie ele cu chip sau nu, sunt următoarele pe listă în procesul de digitalizare a documentelor de stare civilă. Cărțile de identitate electronice există doar în județul Cluj, unde au fost implementate printr-un proiect pilot.